Marius! Marius! Uite acolo! Hai, dai să vadă că nu-l vede! Darius! Uite acolo! Uite ce timp o zbor! Dă-i lui în mână! Dă-i lui! Uite tot! Așa... Hai, și cântă! Hai, Darius, cântă! Așa, iubire! Cântă! Cântă! Hai. Aici cântăm! Aici! Aici! Darius! Până acum o sta cu el, o dansat, acum când îl filmează, zici că... Da. Hai, Darius! Hai! Dansează! Omule, să fii și împărat, în viață nu vreau totul banii și puteri. Uite! Unde-i cheia? Bine, Alexandra, în primul rând vreau să te felicit pentru tocăniță, pentru prăjituri. E o gospodină bună, nu? Foarte bună, nu m-am așteptat și chiar și mama a rămas surprinsă cât reușește să facă și mâncare și mai ales prăjituri. Foarte bune prăjiturile. Am văzut că ați împărțit ceva astăzi, niște invitații. Da, astăzi am profitat de ocazie, că e ziua mea și au venit foarte mulți prieteni de-a mei și am zis, chiar dacă e puțin de vreme, să împărțim invitațiile astăzi pentru nuntă. Când are loc evenimentul? În 3 iunie. Dar am zis să ne luăm o marjă de siguranță pentru ca oamenii să știe dacă sunt liberi în acea dată sau nu. Acum cât timp v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut în urmă cu 3 ani de zile, chiar aici la Semlac. Aici ne-am cunoscut. Tot așa... V-ați cunoscut și nu v-ați mai despărțit. Exact, da. Și sperăm să nu ne despărțim de acum înainte. Să nu ne mai despărțim. Nu cred. Cine a făcut primul pas? Ups. E, hai recunoaște! Eu l-am făcut prima. Nu, deci mie mi-a plăcut de ea de la început, dar practic primul pas l-a făcut ea. Probabil că a fost mai îndrăzneață. Eu sunt un tip, eu sunt un tip mai, cum să spune, repede, scapă cuvântul, mai timid. Deci vă completați. Da, cred că da, cred că da. Planuri de viitor? Sigur că cel mai important eveniment va avea loc în 3 iunie, când vom face căsătoria civilă și religioasă. V-ați gândit unde faceți luna de miere? Probabil tot aici. Chiar dacă alții preferă, eu știu, zone exotice, mie îmi place aici. Îmi place aici, am apă, am livad, am toate. Și vreau să fac, de mult visez, să fac o mică
eu știu cum să-i spun, expediție, să zicem. Am o barcă pe care o repar acum și vreau să-mi dau drumul de la vreo 100 de kilometri și să vin pe Mureșul jos, să ne instalăm cortul, să facem o tocăniță pe malul Mureșului și să petrecem așa în jur de o săptămână. Oricum, e foarte frumos aici și pe mine m-a impresionat locul, lac, iar zic lac. Da, foarte frumos. Ce să vă mai întreb? V-ați gândit să faceți un copil deocamdată sau e prea devreme? Nu ați apucat să vă gândiți? Nu e prea devreme, sigur că ne-am gândit. Eu... Alexandra, vreau să te aud. Alexandra, te rog. Desigur că îmi doresc un copil. Va urma și acest lucru, dar nu chiar... Fetiță, băia sau nu contează? Dacă ar fi după dorința lui Helmut, el și-ar dori o fetiță. Eu nu am preferință, desigur, important este să fie sănătos, exact, și... Să fie frumos ca mine. Deci nu ascund faptul că am doi copii din prima căsătorie, chiar am un nepot, dar eu zic că la 48 de ani nu este o vârstă prea înaintată în care mai poți să ai un copil și mai ales că mă gândesc la Alexandra, care pentru, ca și pentru oricare femeie, împlinirea vieții este să aibă și un copil și ne dorim, probabil peste un an, doi, să avem o fetiță, pentru că un copil are nevoie de o atenție deosebită și acum suntem încă în faza de căutări și de preocupări și materiale, să zicem, ca să putem să asigurăm un viitor acestui copil. Ok, mulțumim frumos! Cu plăcere. Și distracție tăcută în continuare. Mulțumesc frumos. Am putea să dăm o tură scurtă prin casă? Sigur că. Da?